Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Vlog în care vom face o scurtă prezentare unei baterii externe. Dar nu orice fel de baterie externă, e una dintre cele mai calitative, să spun așa, și cele mai puternice de altfel, pentru că este de 20.000 de mAh și este fix ce ai nevoie, nu știu, atunci când pleci într-o călătorie, când pleci undeva unde nu există curent, jucăria asta te va ajuta și îți va face viața mult mai ușoară. Și hai să vedem despre ce e vorba. Așa arată cutia, avem aici fast charging, vedem că avem două ieșiri de tipul USB și una de tip USB-C, vom vedea imediat. Aici zice că încape cam peste tot în buzunar și se reîncarcă via USB-C. Aici spune amperajul și spune că este compatibilă cu telefoane, cu tablete, cu music playere și alte device-uri compatibile USB. Iar pe spate, alegerea peste 55 de milioane de useri fericiți worldwide, nebunie ce să mai. Am zis de încărcare rapidă și am zis, n-am zis de garanție de 2 ani. Ok, și hai să o deschidem, vedem că avem aici un open. Șurel așa, pac, pac. Invers, așa. Pac, a ieșit și maculatura și toate alea au ieșit. Avem aici chestii care ne avertizează cum să o încărcăm, cum cât să o lăsăm. Aici un user manual. Pac, 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 pac. Aici ne spune că poți apăsa pentru a verifica nivelul bateriei, cât mai are autonomie ea de încărcare. Vedem că la o bulină aprinsă are între 0% și 25%. La 2, la 3, hai că e intuitivă treaba. Încarcă telefoane, tablete, spune cum se reîncarcă. Și aici o chestie interesantă, să apeși butonul de 2 ori pentru a activa Trickle Charging Mode. A better way to charge your... mișto asta. Utile instrucțiunile astea, ok. Și hai să vedem bateria în sine. Hai, bă. Nu vrei? Așa. Aici avem bateria, bă, este destul de grea. Ce-i drept. Și aici avem cablul. Hai să începem cu cablul. Bun. Deci un cablu normal, un USB la USB-C. Și bateria. Care arată așa. Aici logo-ul, aici e cu albastru, cum spuneam, două ieșiri USB, una de tip USB-C. Și aici apăsăm să verificăm nivelul. Vedem că avem două buline, asta înseamnă că mai avem 50% autonomie. Și hai să o testăm atunci, să vedem dacă încarcă. Desfacem și cablul. Bun. Și vin cu un telefon. Ups, prima problemă. Avem USB-C. Acesta e un iPhone, avem Lightning. Super! Așa că hai să vedem dacă ne ajută găselnița asta. Avem un USB-C pe care îl băgăm în USB-C și un Lightning, Doamne ajută, pe care îl băgăm în telefon. Huha! Perfect! Super! Vedem că încarcă, totul bine. Deci, aici ne arată că mai sunt două LED-uri. Cred că mai merge de două încărcări. La 20.000 de mAh ar fi cam 4 încărcări, zic eu, de telefon complete. E, și cam atât despre această baterie. Ce n-am zis, are un sistem de protecție multiprotect, protecție contra scurt circuitelor și a scurgerilor de electricitate, un sistem avansat pentru protecția dispozitivului la care conectez bateria asta. Și cam atât. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să dați like, share, subscribe și ne reauzim data viitoare. În celălalt clip, desigur. Pa, pa!